Să-i spui salut sau hei, îi spui unui mic pui de zebră numele Iesu. Oh, 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 oh. E mama, tata, ea e nana, bunica și bunicul toți aici. Oh, 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 oh. Prietenul ești tu, amic îmi este zu. Prietenul ești tu, amic îmi este zu. Zu, episodul 1. Zu pleacă de acasă. Se pare că ai organizat o petrecere aici. Nu, nu eu. Crezi cumva că a fost adus un elefant la noi în casă? Ruga să se mai liniștească un pic? Eu nici nu mai pot să-mi aud gândurile. Asta a fost mama monstrului spunându-ți să te liniștești. Iar această cameră are nevoie de curățenie. Monștrilor le place mizeria. Bizu, fă curat, te rog. De poc. Plecăm. Tată! Ah, Zu, s-a auzit ceva zgomot de la tine din dormitor. Așa fac monștrii. Și fac și mizerie. Și acest monstru va pleca undeva unde să se poată manifesta în voie. Așa că plec. O, Zu, o să-mi fie dor de tine. Dar să te asigur că ții la revedere de la toată lumea înainte de plecare. Totuși, nu poți pleca de acasă fără să ții la revedere. Nu, cred că nu. Zu, ce drăguț că mă vizitezi. Haide înăuntru. Ei bine, Nana, m-am gândit că e mai bine să vin să-mi iau la revedere. Pleci de acasă? Ăsta e un pas mare. Sper să-ți iei câteva lucruri cu tine pentru a-ți aminti de noi. Așa, acum așteaptă puțin să-mi caut rujul. Uite, Zu, să-ți amintească de mine oriunde te-ai duce. Mulțumesc, Nana. Zu! La revedere, Zu. Și pe tine, foc. Bunico? Bună, Zu! Mama a spus că fac prea mult zgomot, așa că plec de acasă. Am venit să-mi iau la revedere. Zu, o să-mi fie dor de tine. Totuși, dacă asta e ceea ce vrei, trebuie să-ți iei la tine ceva de mâncare. Nu vrem să stai nemâncat. Mă ajut să fac niște fursecuri cu fulgi de ciocolată? Chiar ar trebui să plec.
Eu cred că aș mai putea rămâne puțin. Bine, toarnă aici câțiva fâși de ciocolată și amestecă bine aluatul. Opa! Bine prins, bunico! Da, așa, bunicului ai spus deja la revedere? Nu, nu încă. Ei bine, să nu uiți să faci asta. Bunicu-ți va duce dorul. Mult, ca și mine. Acum du-te și până ți-ai tu la revedere, o să fie gata și prăjiturile. E, pleci de acasă? Ei bine, Zu, casa nu o să mai fie la fel fără tine. Să căutăm câte ceva pentru a le lua cu tine. Ce să iau? Bunicule, ai grijă! Am făcut cam mult zgomot. Nu așa de mult ca mine. Iată, vechiul meu rucsac. Îl am de pe vremea când eram de vârsta ta, Zu. Miroase ciudat. Da, îl luam cu mine când mergeam la pescuit. Vechea mea busolă. De asta chiar o să ai nevoie. Wow! Așa, ăsta e nordul, iar ăsta e sudul. Pentru a ajunge acasă nu trebuie decât să urmărești sudul. Asta desigur dacă te vei decide să te întorci acasă. Lanterna mea dragă. O să ai nevoie de ea când se întunecă, când vei căuta un loc de dormit. Un loc pentru dormit? Că tot vorbim de dormit. Tadam! Hamacul meu drag. E perfect pentru un somn de noapte. Sau se pare că nu e perfect. Uite, un pachet cu fursecuri pentru călătorie. Miami, la revedere, bunico. Pa, pa, bunicule. Pa, mamă, pa, tată. Rămas bun, Zu. Să ai grijă de tine. O să-ți ducem dorul, Bizu. Da, eu... da. Pa, pa. Poc, în ce direcție s-o luăm? Da, ca să e în sud, așa cum a zis bunicul. Zu? Oh, bună, Elzi. Ce faci acolo? Ei bine, încerc să mă hotărăsc în ce parte s-o iau. Unde pleci? Plec de acasă. Tocmai ce-mi verificam busola. Pleci de acasă? Mama și tatăl tău știu? Da. Mi-au zis că fac prea mult zgomot. Așa că plec. Nu ai plecat prea departe. Nu încă. Păi vreau să mănânc una din prăjiturile bunicii înainte de plecare. Vrei una? Da, te rog. Se face întuneric. Nu ți este frică, nu-i așa? Mie, sigur că nu. Nu pot merge acasă. În camera mea e încă dezordine. Dar nu faci prea mult zgomot. Nu. Te pot ajuta să faci curat în cameră. Păi, ce bine ar fi. Bizu, te-ai întors. Da, și eu și puternicul monstru de pe planeta Garg. Ora cine-i? Trebuie să fug. Mulțumesc că m-ați primit. Nici nu știam că ești aici.
Zu, mă bucur că ai de ce să rămâi. Da, și eu. Ah, sărut mâna pentru masă, tare bună. Zu, ce ai fi mâncat dacă plecai de acasă? Oh, fursecurile cu ciocolată de la bunica. Și pietre. Monștrii preferă pietrele la cină. Au dublat actorii Răzvan Gogan, Andreea Mărgineanu, Eusebiu Ștefănescu, Carla Oncescu, Alexandrina Halic, Coca Blos, Marius Săvescu. Traducător Luminița Nițu. Inginer de sunet Linda Șaitoș. Regizor dublaj Oana Mărgineanu. Dublaj realizat în studiourile Ager Film.